Elevii de la școala Octave Nigărescu din Târgoviște au pregătit împovițenilor un buchet de cântece, poezii, dansuri și teatru. Au organizat două spectacole în ajunul sărbătorilor de iarnă. Acțiunea a avut și un scop umanitar. Cei prezenți au putut dona bani pentru a-l ajuta pe Alex Cutașu, elev la clasa de teatru a profesorului Ștefan Lupu. El a suferit două operații pe inimă și are nevoie și de a treia. Însă, pentru a beneficia și de această intervenție chirurgicală, are nevoie de 33.000 de dolari, motiv pentru care elevii de la școala de arte s-au străduit ca spectacolul să iasă cât mai bine. Everybody wants